Datoria prostituatei. În august, într-un oraș mic, cade o ploaie torențială și face ca pentru câteva zile orașul să pară pustiu. Era ceva timp de când criza a afectat acest loc, toți aveau datorii și trăiau pe baza creditelor. Din fericire, vine un milionar burdușit cu bani și intră în singurul hotel, mic, al locului, cere o cameră, pune o hârtie de 100 de euro pe masa recepției și se duce să vadă camerele. Șeful hotelului ia bagnota și fuge să-și plătească datoriile la măcelar. Acesta ia bagnota și fuge să-și plătească datoria la crescătorul de porci. În acest moment, acesta pleacă să plătească ceea ce datorează furnizorului de hrană pentru animale. Proprietarul morii ia bagnota în zbor și fuge să-și lichideze datoria la Maria, prostituata pe care o lungă perioadă de timp nu o plătise. Căci de, în vremuri de criză, până și ea oferea servicii pe credit. Prostituata, cu bagnota în mână, se duce la micul hotel, unde și-a adus clienții în ultimele dăți și nu plătise încă, și îi dă bagnota proprietarului hotelului. În acel moment, milionarul care s-a uitat la camere până să vină Maria, spune că nu îi place niciuna. Ia bagnota și pleacă. Nimeni nu a câștigat niciun ban, dar acum tot orașul trăiește fără datorii și privește viitorul cu încredere. Morala? Dacă banii circulă în economia locală, criza s-a terminat. Consumă mai mult din magazinele și piețele mici. Încetează cu vorbăria. Consumă ceea ce produc prietenii tăi și țara ta. Dacă prietenul tău are o micro-întreprindere, cumpără. Dacă prietenul tău vinde haine, cumpără. Dacă prietenul tău vinde pantofi, cumpără. Dacă prietenul tău vinde patiserie, cumpără. Dacă prietena ta face manicura, du-te și adu-o pe mama ta. Dacă prietenul tău e contabil, du-te să te sfătuiască. Dacă prietenul meu ar fi proprietarul unui restaurant, tu ce crezi? Eu aș mânca acolo. Dacă un prieten de-al meu ar avea o brutărie, acolo aș merge. Dacă un prieten de-al meu ar avea un magazin, din acela aș cumpăra. Data viitoare, când intri într-o mare patiserie, adu-ți aminte de prietenul tău, de soră, vărul, unchiul care vinde plăcinte, prăjituri și care sunt de asemenea delicioase. La sfârșitul zilei, cei mai mulți bani sunt strânși de marile corporații și ce crezi? Pleacă din țară. Dar când cumperi de la un antreprenor, o mică sau medie companie sau de la prietenii tăi, îi ajuți pe ei, toți câștigăm dacă ne alăturăm economiei noastre. Să sprijinim spiritul antreprenorial, să susținem consumul local, să sprijinim producția națională.